Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știri. Mai multe echipaje din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitate sâmbătă în jurul orei 14 în localitatea Ionești pentru salvarea a doi tineri în vârstă de 17 și 21 de ani care au căzut în apă într-un lac situat în apropierea râului Olt. În ciuda eforturilor depuse de către cadrele medicale, aceștia au decedat. Un eveniment cumplit a avut loc sâmbătă, chiar de ziua Sfinților Constantin și Elena. Doi adolescenți de 17 și 21 de ani din localitatea Ionești s-au dus la scăldat într-o baltă excavată cu o suprafață de 1000 metri pătrați și adâncime de 4 metri și nu are circuit deschis cu râul Olt. Aceștia s-au înnecat, iar membrii ISU sosiți la fața locului au început căutările, însă când i-au găsit, nu i-au mai putut salva pe cei doi adolescenți. Pe lângă echipajele SMURD care au intervenit la fața locului, au fost alertați și scafandrii de la ISU Olt, cei de la ISU Vâlcea aflându-se într-o misiune similară în Argeș. Persoanele au fost extrase relativ repede, dar după cum bine știți, în astfel de situații, în 3-5 minute, supraviețuirea în mediul acvatic este aproape imposibilă fără echipament. Imediat după extragere au început manevre de resuscitare, însă, din păcate, acestea au fost fără succes. Întrebat despre această situație, primarul comunei Constantin Neagoie declară că nu există nicio problemă legată de legalitatea exploatării balastierei. Singura neregulă este neîmprejmuirea corespunzătoare a proprietății. Ilegal nu poate să fie excavată dacă el are avize. Că el nu... Acolo în autorizații scrie excavare și ziceți, împrejmuire. Dacă el n-a împrejmuit, aia e problema lui. Iar problema că acolo a dat, eu n-aș fi dat un asemenea aviz acolo, în marginea drumului, în niciun caz. Acolo există și o conductă de gaze, o magistrală de gaze pe lunca aia mea. Dar ei trebuiau să verifice. El are aviz de la gaze, are de la apă, are de la mediu, are de la peste tot. Eu ce să-i fac? Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, General Magheru, al județului Vâlcea, recomandă frecventarea doar a locurilor special amenajate pentru not și scăldat. Astăzi, 23 mai, în apropierea localității Seaca pe DN7, un autoturism a intrat într-un autocamion. Luni dimineață, pe drumul național 7, la kilometrul 191 plus 360, în localitatea Seaca, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocamion, fiind vorba de o coliziune frontală. În urma impactului au rezultat două victime, o femeie încarcerată și un copil de aproximativ 7 ani. În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a două persoane, care ulterior au fost transportate la spital, la unitatea de primiri urgențe Vâlcea, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În acest moment, traficul a fost reluat, iar polițiștii serviciului rutier efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzei producerii evenimentului rutier. Femeia încarcerată a fost scoasă din autoturism și predată echipajului ISAJ. Aceasta este conștientă, prezintă multiple fracturi la nivelul membrelor inferioare, iar copilul este conștient fiind evaluat de către echipajul medical. Senatoarea Claudia Banu a votat un nou proiect legislativ, de această dată unul care vine în ajutorul pacienților oncologici. Legea dreptului la uitare vine în sprijinul acestora în raport cu băncile și firmele de asigurare. În luna mai, senatorul PNL Vâlcea, Claudia Mihaela Banu, a votat alături de inițiatori un proiect de lege cu privire la drepturile pacienților oncologici și susținerea acestora în demersurile lor cu băncile și firmele de asigurare. Propunerea legislativă este o completare a legii pacientului și vine în sprijinul supraviețuitorilor de cancer, astfel încât aceștia să poată încheia un contract de asigurare în condiții standard, ca și persoana care nu a suferit niciodată de această boală, după expirarea unui anumit termen de la momentul încheierii tratamentului. Am semnat și am votat acest proiect care legiferează drepturi pentru supraviețuitorii de cancer, astfel încât aceștia să poată încheia un contract de asigurare în condiții standard, ca și persoana care nu a suferit niciodată de această boală, după expirarea unui termen, evident, de la momentul încheierii tratamentului. În cazul în care distribuitorii de asigurări
solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menținerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecțiunea oncologică dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. De asemenea, legea dreptului la uitare prevede că, în cazul în care furnizorul de asigurări solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea și menținerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecțiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supraviețuitorului de cancer diagnosticat înainte de vârsta de 18 ani, termenul limită este de 5 ani de la încheierea protocolului oncologic. S-a luat în considerare, evident, situația diferită a celor tineri în comparație cu pacienții mai în vârstă. Complementar, în vederea asigurării drepturilor pacienților, personalul medico-sanitar are obligația de a nu acorda distribuitorilor de asigurări aceste informații și documente. Consider că este o lege binevenită, se evită o dublă pedeapsă a pacienților, pentru că ei sufereau și odată de trauma, de a trece prin boală și pe de altă parte sufereau și consecințele acestea ale lipsei de a accesa credite, de a avea posibilitatea de a încheia asigurări în condiții normale, în condiții de normalitate, ca o persoană care nu a putut să se reabiliteze, cam așa erau tratați, știți? Și considerăm că s-a făcut o modificare legislativă utilă pentru mulți pacienți care s-au vindecat de cancer și deci trebuie să beneficieze de drepturi și condiții egale ca orice persoană sănătoasă. Acestea au fost știrile Antena 3 Vâlcea. Rămâneți însă cu noi. Magda Popescu vă așteaptă cu noi subiecte la analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână excelentă. La revedere!